Moldovenii reveniți din 53 de țări ale lumii, unde numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 este mare, vor trebui să stea în autoizolare timp de 14 zile. Lista statelor incluse în zona roșie de autoritățile de la noi a fost făcută publică de Ministerul Sănătății. Din cele 53 de state pentru care se impune regimul de autoizolare la revenirea acasă, 15 sunt de pe continentul european. Printre acestea se numără Ucraina și România, statele cu care Moldova se învecinează. De asemenea, moldovenii vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare atunci când vor reveni din Spania, Franța, Israel, Muntenegru sau Luxemburg. Măsura este valabilă și pentru cei care sosesc din state precum Bosnia și Herțegovina, Croația, Armenia, Macedonia, Kazahstan, Andorra, Malta și Albania. Concetățenii reveniți acasă din SUA sau Mexic vor trebui să stea și ei în carantină. Regimul de autoizolare va fi impus și moldovenilor reîntorși din aproape toate țările din America de Sud. În lista țărilor pentru care se va impune regimul de autoizolare din 1 septembrie sunt incluse și mai multe țări din Africa, dar și din Asia. Vestea bună este că nu vor trebui să stea în autoizolare pentru 14 zile nici concetățenii reveniți de la odihnă din Grecia, Turcia sau Bulgaria. La fel se va proceda și în cazul celor ajunși din Portugalia, Italia și Federația Rusă, țări unde muncesc mii de moldoveni. Potrivit Ministerului Sănătății, în lista statelor care se impune regimul de autoizolare au fost incluse țările în care incidența cazurilor de infecție cu noul coronavirus este mai mare sau egal cu 50 la 100 de mii de persoane.